mergem să vedem cum va fi vremea în următoarele săptămâni, deoarece cei de la Institutul de Meteorologie au publicat prognoza pentru următoarele săptămâni. Suntem în direct cu doamna Alina Șerban, meteorolog de serviciu. Bună ziua, doamna Șerban! Bună ziua! Da, să terminăm această săptămână după câteva zile cu temperaturi cu mult mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă, temperaturi de primăvară chiar. Vremea se va răci spre finalul săptămânii și în weekend, începând de joi, un sistem frontal va determina o scădere a valorilor termice și chiar și apariția precipitațiilor la început în partea de nord de centru a teritoriului. Iar vineri în toată țara, vineri noapte, precipitații, mai ales în sud și sud-est. Este un sistem care va traversa țara destul de repede, de joi până vineri noapte, precipitații la început sub formă de ploaie, dar pe fondul unei advecții de aer mai rece se vor transforma în lapoviță și chiar în soare, mai ales în centrul, în nord-estul teritoriului și, așa cum spuneam, și temperaturi în scădere. Joi vor ajunge la un nivel normal pentru această perioadă în nordul, în centrul teritoriului, cu valori de maxime de 5-8 grade. Vineri se va răci în toată țara. În partea de nord de centru, valorile termice maxime vor fi undeva între 1 și 4 grade, iar în celelalte regiuni între 5 și 10 grade, urmând ca sâmbătă să se răcească și mai tare de atât, vom avea valori termice ușor negative, maxime vorbim, în partea de sud, de centru și de est a țării și ușor pozitive în rest, însă este un pasaj de scurtă durată, pentru că de luni se va încălzi din nou, astfel că estimările pentru săptămâna, ultima săptămână din februarie și începutul lunii martie sunt că vremea va fi în general normală, termic, ușor mai rece doar în zonele montane și în partea de sud-est a teritoriului, cu precipitații puține în majoritatea regiunilor. Prima săptămână din martie va fi cu vreme caldă și precipitații puține, iar până la în a doua decadă a lunii martie, vremea va fi caldă în nord-vestul teritoriului și în general normală sub aspect termic în rest, cu precipitații deficitare în regiunile intracarpatice și în zonele montane și, în general, normale în restul teritoriului. Deci, în concluzie, alternanțe, ușor mai cald, ușor mai rece decât în normalul perioadei și cu precipitații, în general, puține. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Mergem mai departe.